Casele Maria 1 și 2 găzduiesc la această oră 32 de copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani. Aceștia își trăiesc copilăria înconjurați de dragostea celor care îi îngrijesc, persoane angajate și reprezentanți ai filantropiei ortodoxe. Deși nu duc lipsă de nimic, ochii lor se umezesc atunci când cineva îi întreabă despre mama sau tata, și asta deoarece părinții lor sunt doar cei care le-au dat viață, lăsându-i apoi în grija statului. Poate și de aceea, atunci când cineva din afara centrului îi vizitează, ei se arată întotdeauna plăcut surprinși și lasă bucuria să le inunde fețele. Fericirea lor provoacă încântare celor care vin în vizită și transformă momentele petrecute printre ei în adevărate surse de mulțumire sufletească. Aceste pachete conțin dulciuri și sunt destul de consistente, dar nu asta este esențialul, ci gestul pentru care acești copii se bucură. Și noi ne bucurăm dacă am putut să le aducem un pic de un strop de fericire în gândurile lor. Reprezentanții administrației locale au vizitat astăzi copiii instituționalizați în cele două centre ce aparțin de filantropia ortodoxă. Ca în fiecare an, copiii au primit din mâna primarului și a viceprimarului câte un pachet consistent de dulciuri. Cadoul a adus încântare atât pentru cei care l-au dăruit, cât și pentru cei care l-au primit. Am venit la Casa Maria să facem o bucurie copiilor care n-au o familie, să le dăruiesc aceste momente, și fiind Vinerea Mare ne-am gândit să facem și noi un gest de suflet, că sunt mulți care și-ar dori o atenție și un sentiment mai profund, și am vrut să fim noi acei care putem face acest lucru. Ați putea spune că primarul și viceprimarul unui municipiu au de regulă obiective mari de îndeplinit, și chiar așa și este. Atunci când edilii dovedesc însă că, pentru ei, și privirile încărcate de bucurie ale unui copil sunt importante, ne facem un titlu de onoare din faptul că noi am reușit să surprindem momentul și să vi-l arătăm. A fost surpriză, dar se bucură întotdeauna. Deși au de toate, dar când primesc, întotdeauna se bucură. Iepurașul a venit deja la Casele Maria 1 și 2. Cei 32 de copii vor avea parte și de sărbători pascale adevărate, cu bucate tradiționale și cadouri din partea celor care îi îngrijesc. Aici tuzitele, aici bombonici, aici o ciocolată. Aia e voie, că e altul. Și aici tot bombonici cu lapte. Bine?